Evident, cred că vă puteți imagina că este multă emoție la mijloc. Este o mare onoare pentru mine că am două personalități, trei personalități foarte importante, dar una dintre ele mă văd zi de zi și discutăm de mai bine de un an și jumătate cum să fie bine în PNL Covasna, PNL Sfântul Gheorghe, dar am alături de mine două dintre personalitățile pe care le-am admirat de ani și ani de zile. Și o să vă spun și de ce punctual, ca să nu credeți că sunt vorbe gratuite. Domnul Ciprian Dobre este la ora aceasta cel mai important om din Partidul Național Liberal care trăiește într-o comunitate cu foarte mulți maghiari. Exact ceea ce facem și noi aici. Și a reușit să fie președintele Consiliului Județean Mureș. Credem că va reuși și în continuare ceea ce își dorește. Iar pentru mine personal a fost un exemplu modul în care a reușit să strângă comunitatea în jurul domniei sale, chiar dacă, după cum bine știm, Târgu Mureș este un oraș cu o mare populație de etnie maghiară. Vă rog? De Târgu Mureș vorbim acum. Târgu Mureș. Și de județul Mureș, evident. A domnul Bolojan, nu mai bine a fost suferitul accident cu ghilimele, să zicem. Doamna Andreea Paul este doamna deputat. Ne face o mare onoare pentru că își lansează astăzi cartea domniei sale la noi. Ce e foarte frumos, așa ca un arc peste timp, este că acum 8 ani, când am candidat prima dată consilier local în Sfântul Gheorghe, numeam totul o dublă lansare. Exact ceea ce se întâmplă și astăzi, așa, din, cum spuneam, ca un paradoxal arc peste timp. Și atunci lansam candidatura și mă lansam cu o carte proprie. Ei bine, acum a venit doamna Andreea Paul să-și lanseze o carte fix cu, în aceeași zi, cu candidatura mea pentru Primăria Municipiului Sfântul Gheorghe. Am tot spus și voi declara în mod răsticat, pentru a fi foarte simplu, candidaturile liberalilor în Sfântul Gheorghe sunt niște candidaturi care merg pe ideea de normalitate, de bună înțelegere între români și maghiari, de aceea avem și români și maghiari pe listele de consilieri și la Consiliul Local și la Consiliul Județean. Este o mare bucurie să am personalitățile ale partidului alături de mine și vrem și credem că putem construi împreună o comunitate faină, așa cum și este Sfântul Gheorghe de ceva ani de zile. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. E ocazia? Bună ziua, vă spun și eu. Am venit în Covasna pentru că e foarte important județul Covasna pentru Partidul Național Liberal. Și Harghita deopotrivă, ale căror candidați se vor anunța în după amiaza acestei zile. În primul rând, a venit în Covasna pentru dumneavoastră, pentru toată echipa locală, pentru că am convingerea că avem o șansă reală de a avea un viceprimar la Sfântul Gheorghe. Totodată am foarte multă încredere în echipa locală că poate să se unească în forțele lor de a crea bine și de a veni cu fapte bune pentru toată comunitatea cu ceilalți cetățeni care nu sunt reprezentați politic de către Partidul Național Liberal. Și pun foarte mult preț pe această unitate în a face lucrurile bine și frumoase. Ei, din punct de vedere economic, pentru că sunt economist, vreau să trag și câteva semnale de alarmă și provocări pentru acest județ. În primul rând, unul dintre semnalele că sunt multe lucruri de făcut aici, la Covasna, este nivelul salariului mediu
din acest județ, care, să știți, că desparte de media națională cam 400-500 de lei. Deci, pe scurt, salariul mediu net în Covasna este rămas în urmă cu 400-500 de lei pe lună sub media națională. Un alt argument. Nu înțeleg de ce după un sfert de viață nu reprezintă acest județ o atracție pentru investiții. Fie că e vorba de investiții autohtone, fie că este vorba de investiții străine. Și acesta este și semnal că ceva este în neregulă cu administrația publică locală. Să știți că administrația publică locală este un factor de competitivitate, de atracție a acestor investiții și se pare că am cam ratat acest obiectiv. Un al doilea factor de competitivitate este infrastructura. M-am uitat la ultimii 10 ani la infrastructura județului Covasna legat de drumuri, drumuri naționale, județene și comunale. Și imaginați-vă că ați avut, între ghilimele, o performanță ridicolă de a construi în plus 30, sub 30 de kilometri de drumuri în ultimii 10 ani, 2004-2014. Acestea sunt ultimele date oficiale disponibile. Și acum ajung și la partea de provocări, ca să fiu foarte scurtă. Sunt câteva provocări în fața oricărui oraș cu pretenții. Și municipiul Sfântul Gheorghe trebuie să devină un municipiu cu pretenții. Puteți deveni sustenabil, adică independenți energetic? Este prima întrebare la care invit toți candidații să răspundă. Totodată, au apărut instrumente foarte noi și moderne de comunicare. Tot ceea ce înseamnă promovare comercială, dar și, atenție foarte mare, legătura administrației publice locale cu cetățenii. Și aici este vorba de o inovare în comunicare la nivelul administrației publice pe care nu avem voie să o ratăm. Nu înțeleg de ce imediat cum trec granița județului Covasna, viteza de internet scade foarte tare, comparativ cu județele învecinate. Deci iată câte lucruri sunt de făcut. În încheiere, îl invit pe candidatul nostru în care am foarte multă încredere, căruia îi doresc mult succes în campanie și îmi doresc să facă o campanie constructivă, bazată pe foarte multă unitate și să reușească să adune toți covăsmenii în jurul său, sau cât mai mult dintre ei, să vină și cu un plan de dezvoltare urbană pe următorii 15-20 de ani. Asta va trebui să facă orice candidat într-un oraș cu pretenții. În acest plan de dezvoltare urbană pentru următorii 15-20 de ani, trebuie să răspundă la câteva puncte cheie și vă las dumneavoastră să continuați lista. Impactul asupra urbanizării, impactul asupra mediului, impactul îmbătrânirii populației și așa mai departe. Iar alte detalii am să vă ofer în dezbaterea din după amiază acestei zile și vă invit și la lansarea de carte pe care am organizat-o aici, doar pentru că știam că vin pentru dumneavoastră, era deja angajată această întrevedere și am profitat de ocazie ca să discut și despre lansarea cărții. Lansarea cărții Forța Economică a Femeilor este prima pe care o fac în afara Bucureștiului, aici, la Covasna. Și de drag. Te rog. O să lămuresc partea cu de drag în altă intervenție, în altă conferință. Da, în primul rând, cred că trebuie subliniat un lucru și anume faptul că s-au făcut câteva aluzii la cifrele care denotă încetinirea din punct de vedere economic a unor părți ale țării. Să fie convins că nu doar Sfântul Gheorghe, ci și alte județe din România au acest decalaj. Poate că, într-adevăr, apare surprinzător județul Covasna, pentru că este în Transilvania și, teoretic cel puțin, Transilvania este motorul economic al României, dar cred că un lucru important care ar trebui subliniat este următorul. Eu îmi doresc ca în acest caz colegul nostru să iasă primar al municipiului Sfântul Gheorghe. Cred că de fapt asta ar trebui să însemne scurgerea 26 de ani. Să câștige proiectul cel mai bun și nu etnia. Vin dintr-un oraș, vin dintr-un județ în care nu se mai votează atât de etnic, dacă nu este permisă licența asta de exprimare, ca acum 15 sau 10 ani. La Târgu Mureș
unde teoretic sau pe hârtie majoritatea este una maghiară, primarul este român, la Consiliul Județean, unde teoretic majoritatea este una românească, în 2008 a câștigat un maghiar Consiliul Județean. Aici vreau să ajung și să spun că alături de faptul că nu reușim să, sau cauza că nu reușim să ne mișcăm în economie, o să o găsim întotdeauna în societate. Faptul că nu reușim să depășim anumite bariere, nu este o cauză în sine. Întotdeauna, omul, dacă mi este permis, oamenii, sunt măsura lucrurilor lor. Deci oamenii determină schimbările, oamenii determină lucrurile din jurul lor. Îmi exprim speranța că dacă noi, în 25 de ani, n-am reușit să facem acest lucru, îmi exprim speranța că tine, că noua generație, vor face acest lucru. Și vor alege cel mai bun primar din prisma proiectului pe care acesta îl are. Și din acest punct de vedere, mai spun o dată, eu îmi doresc să iasă primar și nu doar viceprimar. Dumnezeu să-ți ajute. Mulțumesc foarte mult. Vă doresc că m-a prezentat o personalitate. Doresc că nu sunt pentru că acolo trebuie să fiu în ședința Consiliului, la vot, acolo, pus. Nu, nici nu doresc să fiu, în schimb, în fișa postului. Am următorul lucru ca PNL-ul să aibă cât mai multe mandate pe consilier local, deci, pentru asta noi să sprijinim pe Mădălin, o să facem tot ce este posibil. Sperăm să avem un rezultat mai bun decât la ultimele alegeri locale. Acum suntem o forță unită de Marele Partid Național Liberal și ca tare așteptările sunt foarte mari la noi. Sperăm să, deși suntem un obiector cu PSD-ul, sperăm să ținem moțiile mai multe teamă. Credința că vom obține mai multe mandate de consilier, chiar la nivel județean, nu mai neapărat aici în Sfântul Gheorghe, mai multe decât PSD-ul. Sper și îmi doresc să avem această, eu consider o victorie, dacă reușim acest lucru. Adică dintre voturile comunităților românești și nu numai, să obținem o largă majoritate.